Misterul care învăluie scopul lui Anticrist din profeția biblică este risipit cu ajutorul Bibliei. Rămâi în continuare ca să afli care este agenda lui și în ce fel ne afectează pe noi. Capitolul 8 al cărții lui Daniel ne plasează în anul 548 înainte de Hristos. Pe ecranul profeției, Daniel deslușește un berbec cu două coarne inegale, înaintând impetuos. Identitatea lui o tălmăcește chiar îngerul Gabriel în versetul 20. Este Imperiul Medo-Persan. Dar iată că un al doilea actor intră frenetic în scenă. Este un țap unicorn care se dezlănțuie asupra berbecului și îl elimină. Tot Gabriel spune că este Grecia, personificată de Alexandru Macedon. În culmea puterii însă, cornul țapului se frânge subit. În locul lui răsar alte patru coarne. Vastul imperiu este divizat, după moartea primatora lui Macedon, între cei patru generali, Antioch, Ptolemeu, Lisimach și Cassandru. De la început, merită să reținem câteva aspecte. Dacă în capitolul 7 s-au succedat patru fiare imperii, aici găsim doar două, pentru că Babilonul intrase deja în conul de umbră a trecutului, iar a patra fiară, Roma, nu apare în mod distinct. O să vedem imediat de ce. Apoi, în locul bestiilor din capitolul 7, pe care l-am tratat în episodul anterior, apar niște rumegătoare domestice care erau și animale de jertfă în sanctuar. Ipostaza aceasta sugerează că profeția nu urmărește planul politico-militar al istoriei, ci planul profund, cel religios, care este fundalul întregului capitol. Și iată că, dintr-unul din cele patru coarne, răsare un corn mic. Îngerul îl descrie ca un împărat fără rușine și viclean, care va face pustiri de necrezut și va izbuti în tot ce va începe. Caracteristicile descriu Roma, ce răsare exact dintr-o diviziune a Imperiului Grec. O argumentație solidă în acest sens o găsești în descrierea acestui video. La un moment dat însă, cornul se înalță până la oștirea cerurilor, până la căpetenia oștirii, până la Domnul Domnilor. Îi smulge jertfa necurmată, îi surpă locașul său cel sfânt, aruncând adevărul la pământ. Acțiunile lui arată că acest corn mic trece printr-o misterioasă metamorfoză. O Roma păgână militaristă se preschimbă într-o entitate religioasă, continuând însă spiritul și faptele ei. Diplomație perfidă, persecutarea copiilor lui Dumnezeu până la moarte, subminarea autorității lui Hristos. Încă din Evul Mediu Timpuriu, teologii au denunțat în acest corn mic Roma papală. Faptul că de data aceasta ambițiile lui sunt îndreptate împotriva Domnului Domnilor și a locașului său cel sfânt, ne aduce în fața uneia din cele mai importante revelații, paradoxal fiind și cea mai ignorată de lumea creștină. În timp ce mai toți suntem familiarizați cu viața și jertfa lui Isus, puțin știu ce face Isus timp de 2000 de ani în ceruri. Doar șade pe tron? Ce-l împiedică să vină odată să pună capăt dramei pământului? Enigma ne-o dezleagă Biblia prin Apostolul Pavel în epistola sa către evrei, în care el explică tranziția preoției ebraice de la fiul lui Levi asupra lui Hristos. El scrie: punctul cel mai însemnat este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, unde a intrat odată pentru totdeauna cu însuși sângele său, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru a înțelege în ce constă lucrarea de mare preot al lui Iisus, Biblia ne pune la dispoziție
sanctuarul ebraic, templul care era o reprezentare în oglindă a întregului plan de salvare sau, dacă vreți, o lecție figurativă, în care o serie de simboluri de la jertfă, sfeșnic, pâine, tămâie, chivotul de aur și până la marele preot, toate îl prezentau pe Iisus în lucrarea de mântuire în favoarea omului. Detaliile despre sanctuarul ceresc și curăția lui le vom trata într-o ocazie următoare. Întrucât lucrarea de mare preot a lui Hristos constituie legătură dintre jertfa crucii și mântuirea omului prin mijlocirea zilnică pe care El o face pentru noi, strategia cornului cel mic este de a se interpune în această relație directă, substituind-o cu o altă preoție, alta decât cea lui Hristos. Or, aceasta îl expune pe cornul cel mic drept anticrist. În ce fel? În greacă, cuvântul anti nu însemnează doar contra, ci și înainte, respectiv o poziție dinaintea unui loc, precum anticameră. Când se aplică unei funcții, anti însemnează înaintea lui sau în locul lui. De exemplu, împăratul în greacă Basileos avea un vicerege numit Antibasileos, care ținea locul când împăratul lipsea. Comandatul militar numit Strategon avea un locțitor care se chema Antistrategon. În vocabularul românesc s-a păstrat termenul contraamiral, adică locțitorul amiralului. Acest sens deconspiră pretenția cea mai perversă a lui Anticrist, anume de a fi locțitorul, vicarul lui Hristos, sau în greacă, Antichrist. Papa Ioan Paul al II-lea afirma: liderul Bisericii Catolice este definit drept vicarul lui Iisus Hristos. Papa este considerat omul care reprezintă pe pământ pe Fiul lui Dumnezeu, cel care îi ia locul celei de-a doua persoane a omnipotentului Dumnezeu al Trinității. Iar Enciclopedia Catolică afirmă frontal: vicar al lui Hristos sau Vicarius Christi este titlul papei, afirmând primatul său suprem și universal. Asumându-și titlul de Vicarius Filii Dei, respectiv locțitor al Fiului lui Dumnezeu, pontiful roman se substituie lui Hristos însuși. Pavel îl descrie ca omul fără de legi, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că, continuă Pavel, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. În doctrina Bisericii Romane, papa își arogă rolul de Pontifex Maximus, respectiv de mare preot, înlăturând pe Iisus din preoția sa. Și acolo unde este un preot, trebuie neapărat să existe și o jertfă. Ca tare, papalitatea instituie în secolul V misa, slujbă în care preotul îl jertfește iarăși și iarăși pe Hristos, frângându-i trupul și vărsându-i sângele. Doctrina lui învață că în actul Euharistiei, pâinea frântă și vinul împărtășaniei se transformă mistic, dar cât se poate de real, în carnea și sângele lui Hristos. În virtutea acestei pseudo-jertfe, preotul pretinde dreptul de a ierta păcate atribuit exclusiv lui Dumnezeu. Sfântul Alfonsus de Liguori, canonizat în 1839, scrie: papa are o demnitate atât de mare și de înălțată, încât el nu este un simplu om, ci ca și când este Dumnezeu și locțitorul lui Dumnezeu. El poate fi chemat într-un anumit sens creatorul creatorului său, întrucât atunci când rostește un cuvânt de consacrare, el creează, așa cum chiar îl creează pe Iisus în sacramentul misei, și îl face victimă de oferit pentru Tatăl cel veșnic. Fie ca preotul să se apropie de altar ca un alt Hristos.
dezvăluirea cornului cel mic ca fiind anticrist în capitolul 8 al cărții lui Daniel, consolidează punctul central al marelui război cosmic. Este o bătălie dusă împotriva planului de salvare a lui Hristos, dar nu în cer, ci aici, la nivelul minții și a credinței omului. În final, omul acceptă sau nu ca acest fals sistem să se interpună în relația sa cu Hristos. Tu ce alegi? În episodul următor vom descoperi intrigile anticristului de la sfârșitul istoriei. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat. Pe curând!